Natalia, îți mulțumesc. Se sufocă de căldură în apartamente. Locatarii unui bloc din capitală se plâng că nu pot sta în casă din cauza zăpușelii. Ei afirmă că au cerut gestionarului să deconecteze căldura, însă fără succes. Astăzi, gestionarul nu a răspuns la telefon. Șeful Direcției Locativ Comunale susține că Termocom interzice deconectările de la bloc, dar în cazuri extreme nu există altă soluție. Fie exact ca în saună. 25 grade noi le avem cu fereastra deschisă și uitați-vă câtă sele de fierbinți. Această familie care locuiește la etajul 7 al unui bloc de pe strada Albișoara susține că în ultimele zile a devenit un adevărat calvar să stea în apartament și nu pentru că le-ar fi frig, ci cald. Când mă unic copil mic, închid fereastra, rest toată casa la fereastră deschisă. Comunica scurt și copii comunica scurt prin casă, noi ne nădușim, nu putem să respirăm. Ele se învelic cu pătră, după cum vedeți, că scoatem pătră, dacă puteți ține mâna, poftim. Ca să da, să oprească căldura. Noaptea transpirăm, ne învelim, iar ne sculăm. Noi ne sculăm dimineața mai obosit decât ne culcăm seara. Exact ca la comuniști, cum ar fi fost fericirii cu desâla. Așa și la noi. Vreți căldură? Poftim, din plin. Ștefan Botezatu a debranșat două calorifere de la rețea. Banii se duc pe fereastră, iar aruncăm pe fereastră bani. O situație similară este în toate apartamentele. Majoritatea locatarilor stau cu geamurile deschise. Prostă jarcă, deșet nici. Когда жарко, должны убавлять, а когда холодно, должны добавлять. И фарти калд. Da, ședeam cu ferestrele deschise afară, acasă. Oamenii spun că au solicitat gestionarului de bloc să oprească livrarea căldurii cât timp afară e cald. Președintele casă ne spune diferit că jos e frig, înțelegeți? Că jos e frig și din cauza asta noi trebuie să îi suportăm căldura asta. Cum vedem, la 2 le-ai deschis, la 3 le-ai deschis, se vede. La 4 le-ai deschis, 5 le-ai deschis, 6, 7 și până sus, toate la rând deschise. Solicitat de ProTV, șeful Direcției Locativ Comunale, Petru Gonte, a spus că în aceste zile aproape jumătate din blocurile din capitală se confruntă cu probleme similare și deși Termocom a interzis deconectarea de la bloc pentru că apar avarii pe rețele, în asemenea situații gestionarii pot deconecta căldura. Noi am regat tamputul de la sursă. Cetorile spun că e mai puțin, nu pot da. Trebuie să adresăm de la gestionar și gestionar prin intermediul lucrătorilor lor, dimineață va fi deconectat blocul. Dar lucrul ăsta trebuie să fie cu acceptul și cu dorința locatarilor. Cel puțin 50%. În acest an, sezonul de încălzire a început la 21 octombrie. În prezent, o gigacalorie costă 987 de lei, tarif aprobat în anul 2011.